Moldova Fashion Days revine după ce anul trecut a fost anulat. Noua ediție se va desfășura în format online, iar accesul va fi liber. Designerii autohtoni spun că evenimentul din acest an este o adevărată provocare, întrucât pandemia le-a dat peste cap programul de lucru și procesele de producție. Rodica Nikov este una dintre creatorii de vestimentație care va participa pentru prima dată la Moldova Fashion Days. Este o colecție pentru femei, pentru femeile îndrăznețe, aș spune, fiindcă tendința mea este etnorocul, unde trebuie să ai un pic de îndrăzneală. Și aici este o brădărie făcută de o doamnă, acum vreo 50-60 de ani în urmă. Și-au schimbat conceptul și designerii Tatiana Maranduc și Ecaterina Papanaga, care creează ținute pentru copii. Timp de câțiva ani, colecțiile lor erau destinate doar pentru fetițe. Pentru prima dată în colecția noastră, cred că băieții sunt practic 50-50. Este o colecție foarte interesantă la care am visat de mult timp, dar abia anul acesta. A fost o provocare pentru noi ca să o realizăm și să știți că chiar suntem deja la etapa de 50%, deja finisată. Bude ceva схоже и для мальчиков, но это образ девчонок, причём эта первая пробная версия была сделана именно по рекомендации наших детей. Otilia Drăguțanu este organizatoarea evenimentului și în acest an. Potrivit ei, defilările se vor desfășura într-un studio special amenajat și vor fi retransmise online. Evenimentul este făcut 100% pentru cei care îl vor viziona online. Ne-am adaptat la circumstanțe, aceasta este situația pentru moment. Moldova Fashion Days se va desfășura în 24 aprilie și va putea fi urmărită de la ora 13 pe pagina oficială de Facebook.